15 mai este termenul limită până la care făgărășenii pot depune declarația 200. Este vorba de cei care au obținut în anul 2008 venituri comerciale din profesii libere, din cedarea folosinței bunurilor, venituri din activități agricole, câștiguri din transferul titlurilor de valoare sau din operațiuni de vânzare-cumpărare. Formularul se poate obține de pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, prin accesarea portalului www.anaf.ro, dar și de la sediul administrației financiare din orașul nostru. După completare, formularul poate fi depus la registratura organului fiscal unde contribuabilii au domiciliul sau poate fi transmis prin poștă cu confirmare de primire.